Scene șocante au fost filmate în interiorul unui restaurant din China. Camerele de supraveghere au surprins momentul în care un bivol intră în local și se năpustește asupra unui bărbat. Vă avertizez, urmează imagini care vă pot afecta emoțional. În înregistrare se vede cum în local se află doar două persoane în momentul în care a năvălit animalul furios. Doar câteva secunde au fost suficiente pentru ca acesta să facă ravagi în toată încăperea. Victima a fost transportată la spital cu multiple răni la unul dintre picioare. Potrivit presei locale, bivolul ar fi scăpat dintr-un abator din apropiere chiar înainte de a fi sacrificat.